La mulți ani, dragii mei, dragine mele, este 1 martie, prima zi de primăvară. Vă doresc o primăvară minunată, așa cum știți voi să vă faceți, pentru că așa va fi. Să fie o primăvară binecuvântată, cu pace, cu bucurii, cu iubire, cu tot ceea ce vă doriți fiecare dintre voi. Și pentru că mărțișorul este simbolul al renașterii, al bucuriei, când natura reînvie și așa ar trebui să ne primenim și noi și precum șarpele își lasă pielea veche, fără durere, dintr-o bucată, așa face el, așa ar trebui să ne primenim și noi pielea și nu numai pielea, și năravul și să avem grijă ca să devenim din ce în ce mai buni. Și poate că 1 martie este un început pentru fiecare dintre noi să ne gândim că putem să facem asta. Mărțișorul este un simbol specific românesc, al nostru, un brand, am zice noi. Și mi-aduc aminte când eram inspector și inițiasem un proiect, oferă un mărțișor pentru un copil special, în care 105 școli din Olt au participat și copiii din școlile de masă au realizat cu mânuțele lor mărțișoare pentru copiii speciali, adică copiii cu dizabilități. A fost o mișcare minunată de forță, dar mai ales de inimi, și baronesa Emma Nicholson și John Muir Potter, care conduceau acest proiect, Strategia Națională de Acțiune Comunitară la nivel internațional, au fost șocați și foarte mirați de ceea ce se întâmplă aici la nivelul județului și au venit personal să vadă ce înseamnă această campanie de confecționa mărțișoare și ce înseamnă să oferi mărțișoare copiilor speciali. Au fost uimiți și de-a dreptul vrând să traducem în limba engleză mărțișor, evident că nu am găsit sinonim. Deci, dragilor, mărțișorul este al nostru, să fim mândri de el. Am înțeles că face parte din patrimoniul UNESCO, este protejat, este cu o tradiție ancestrală. Să ne bucurăm, dar să nu rămână la nivel simbolic. Acest mărțișor ar trebui să-l avem în suflet, să-l purtăm cu noi și nu numai în piept, ci și pe față, și în suflet, cum spuneam, și în minte, și prin tot ceea ce suntem și facem noi în fiecare zi. Și să ne oferim mărțișoare unii altora prin îmbrățișări, prin zâmbete, prin bucurii, prin încurajări, mai ales încurajări, și prin sprijin. Și să nu uităm că doar iubirea și unirea salvează omenirea. Deci iubirea este un mărțișor de neprețuit și unirea, uniunea, solidaritatea. Vă pup, dragii mei, și să aveți o primăvară minunată!